Pregătirea unei omlete avea să aducă deja un aer de contradicție în casa băieților. Bă, miroase ars! Mă, l-ați zăpăcit, mă, mai lăsați-l, mă, că mănânc și eu cu el de acolo, nu mai mă place să nu mai mănânc. Unde miroase ars, boss? Da, nici eu nu simt, mă, ăștia, mă, ăștia, ăștia nu mai cate. Da. Da, ce aparsă, a creier ars. Păi te-ai strofocat să facem netaia. Păi, ia uite, au căzut pe jos, băiatule. Mamă, ce pute vere. Nu miroase? Bă, m-a spart. Băi, m-a spart. Asta comentează că mănâncă și el de acolo, că era primul care comenta. Ce frumos. Uite-mă cum se ia de tine la orice faci. Da, mă, uite pentru mine, nu știu ce vrei. Cred că s-ar sapa de la cremuș, nu? Vezi că miros, băi, auzi, mă, ai grijă și la cremuș, că și aia miros urât, n-auzi? Băi, băi, ești nebun. Da, vezi, s-ar sapa de la... Poate să fie prea puțin și de-aia. S-ar sapa de la cremuș, băi. Ce mai uită în gura lui ăștia? Mă uit în gura la ăștia, ce să văd, bă, foamea, ce să văd? Lasă. Frățelul meu, că i-am mâncat, sunt liniștit. Bă, Vere, mereu la schimb știa, pune explodează, eu nebunesc cu tine. Păi are o dată mai place să explodeze. E piro, e piroman. Bă, frate, când explodează, crembu știi toată tine scos, scoate-i frate înainte. Lui așa îi place să-i mănâncesc. Hai, mă, lasă că mănânc eu. Lasă că nu te mai tangura lor. Băi, că-i clătită! Trească, ia uite! Clătită! Păi, dar lasă-l, mă, Vere, că-i mâncarea mea, mă, pune! Explodă la mine, frate. Băieții au discutat mai apoi și despre respectarea regulilor pentru a evita sancțiunile. Bă, ideal e când apare dingo, nu mai stați pe gânduri și veniți la monitor, frate. Nu stăm să ne căutăm pe casă. A apărut dingo, fiecare să știe că e un mesaj. Da. Nu trebuie să știa de el, nu? Nu trebuie să vină fiecare. Trebuie să stau să vin unde e ăla, unde e ăla, unde e ăla. Ok, trebuie să anunț doar, nu trebuie să fiu aici. Păi da, dar asta sunt spus. Da, dar poate dispare mesajul. Ok, și dacă tu ești aici și vezi mesajul și eu sunt acolo în cameră, nu poți să-mi zici ce s-a întâmplat? Da, bro, dar sunt sau să citească cineva să audă. Poate dispare mesajul, în ideea asta zic. Nu, dar să specificat. Un fel de telefonul fără fir, știi? Da. A specificat ceva, că fiecare trebuie să ia la conștiință personal mesajul. Da, eu citesc ceva și poate înțeleg greșit, înțeleg greșit și vin și zic ții și după aia tu faci după mine. Și toată lumea. Da, dar hai să o luăm așa, iar sincer că nu vreau să dau nume. Mulți au vorbit când au schimbat bateriile, eu sunt singurul care perfect chiar tac din gură. Perfect de acord. Păi și atunci să nu mai vorbim, că suntem o echipă, trebuie să facem totul a la carte toți. Corect, corect. În dormitor însă, Valentin i-a spus direct lui Alexandru ce avea de zis. Și hai să-ți mai zic una, na, că acum suntem doar ei noștri. Vezi că tu vorbești când schimb bateriile foarte mult, ai grijă. Da? Da. Poate nu realizez. Da, da, pe prima săptămână, frate. Da. După aia ce vrei? Eu zic acum, dacă o iei ca un sfat rău, acum e treaba ta. De ce acum sfărul meu? Dar după o să te penalizeze. Și nu realizez că ne penalizează pe toți. Ai înțeles că sunt discuție. Mai frumos, așa, pe ce mi-ai zis, sincer, frate? Că de față cu toată lumea n-am spus-o. Nu, dar cum mi-ai zis-o acum, aici m-am simțit și eu leagă oricum agresat. Păi eu nu înțeleg că eu îmi permit cu el, să ne zicem. Mai bine îmi zice pe față. Nu, dar nu am vrut să zic de față cu toată lumea. Am zis de față cu toată lumea, oricum se vede totul pe filmă, înțelegi? Dar n-am vrut să zic de față cu restul, înțelegi? Păi de ce să o înțeleg, de rău, că mi-a dat un sfat bun? Că eu nu realizez că dacă plus de asta, că o să o luăm, cum v-am zis, să nu mai repet, toți. Da. Știi care e chestia? Că dacă ești prins în discuție, nu-ți dai seama. Da, auzi, nu? Ce? Ha? Ce bun sunt și ăștia, noi stăm aici și i-au plecat și ei sus. Da? Din ambiție, din orgoliu. Da, păi nu ai văzut că nu era nimeni aici? Dar e naibii. Bă, frate, e normal să se facă anumite grupuri astea, pentru că nu suntem toți pe aceeași lungime de undă. E imposibil să pui 10 oameni într-un loc să fie de aceeași lungime de undă. Mi se pare imposibil. Nu, no, chiar. Mi se pare imposibil că suntem noi ăștia 4-5 pe aceeași lungime, într-o oarecare măsură, până într-un punct. Rămâne de văzut. Uite, eu țin minte chestia asta, ăștia erau afară. Aici erau. 3-4 câți erau. Și-a dat mesajul, noi n-am auzit nimic. Dacă nu ieșeam eu să smoky, ai înțeles? Eu nu știam nici până acum că trebuie să schimbăm bateriile. Eram toți la tine în cameră. Da, frate, e pe dos. Eu cum am aflat, am ieșit și v-am zis imediat. Nu se fac de asta. Anunți. Mă rog, zic că au uitat, na. Nu e prima oară când uită, dar... La prima sancțiune îi las în pace. La a doua sancțiune îi las în pace. La a treia sancțiune îi uechez. Da. Deja o dată, de două ori ne scade, ne scade. A treia oară îi zic pe față. Bă, frate, chiar așa de incompetentești? Să fie și aceeași persoană. Dar voi să vă zic și ceva, că și eu poate greșesc. Și ar fi bine să mă trageți de urechi. Și dacă greșești la treaba, te urechezi singur tu pe tine? Nu, mă urechează voi. Bă, una e când greșești. Și plus de asta, nu știu dacă sunt persoana sincer să îți greșești a treia oară. Dacă am greșit odată, mai bine îmi văd dacă chiar greșești atent. Intenționat,
Da, tu mai luăm din gură. Păi nu ai cum să găsești intenționat, că doar sunt nu găsești. Care greșesc doar nu găsești să... Să vezi cât sunt, cât mai apar. Păi, păi și ce faci? Ca să ne enerveze? Sau de ce? Că nu înțeleg. Cum deduci tu că e greșeală intenționată? De exemplu, el trebuia să schimbi bateriile fără să vorbească. Păi, data viitoare, zicem, în seara asta la 12, normal, iar trebuie să schimbăm bateriile, nu? Logic. Da. Mâine trebuie să schimbăm. Băi, în seara asta la 12, nu, dar omul poate schimba bateriile și începe să cânte pe acolo, să behăi, să vorbească ăla, bă, da, mă, nu știu cum. Păi și ok, și... Și a doua dimineață la fel, face același lucru, și a treia zi, și a patru zi. Ok, și asta... Deja îți dai seama că e o greșeală intenționată, o faci din adins. Păi nu greșesc ceva. Nu e ca și cum știi, că ți s-o zis odată, bă, vezi că... Adică okay. Tu i-ai vrut să dat atenție acum. Eu înțeleg ideea asta. Hai zicem că în prima săptămână majoritatea, hai că zicem, bă, nu știu... Marinescu nu și-o purta păi asta și eu vreau să te contrazic chiar. S-a întâmplat și mie, bă, să-mi uit ăsta de la nume, l-am uitat pe pat. Iar te contrazic. Nu-și dă seama. Dar de 7 ori nu-ți dai seama? Păi ok, tu cum o zici tu, da? Da. Că i-ai zis, i-am zis eu, să zicem acum, da? Da. Păi da, tu și a doua oară? A doua oară lasă. Să păi nu a doua, la, a doua oară lasă, la a doua oară iar trage atenția, nu? Păi da, și mai atrage atenția poate și a treia oară dacă ești chiar așa indulgent. Păi și a treia oară eu zici? Chiar așa indulgent și o păi zici da. Într-un mai ridicat păi ca să înțeleagă, dar dacă și a patra și a cincea oară faci chestiile astea, și a patra și a cincea oară, vrei să vă zic eu ceva? Nu o să mai mănânci. Eu vă zic din start. O să îmi fac doar să mănânc, îi zic ăsta e bugetul meu și aia e. Da, și gata. Păi, dar dacă ne penalizează pe toți, trebuie să trecem și la măsuri. Da, clar. La pedepse. Gen. Nu? Chiar nu zic nimic. O greșeală și oricine s-a supărat. O dată de două ori maxim, după deja e intenție, părerea mea. Se pare că băieții s-au împărțit deja în două tabere, dar de ce oare? Păi, carne din loc, e doar apă aici. Ce? E doar apă aici? Ce? Ideea e carnea. Bine. E doar apă. Păi toată carnea s-a dus la Cristian în burtă. Păi, dar mai lasă și la alții. Nu a fost carne deloc, mă. Cine mă, eu? Unde ați văzut carne? Ce să las? Carne, perișoarele. S-au dus perișoarele. Nu mai e carne deloc aici. Ce să las, mă? S-au dus perișoarele. El a mâncat perișoare cu borș, nu borș cu perișoare. Cine mă, eu? Să las, ce să las? Ce să las, mă? Ce aveți, mă, nici nu mi-am pus. El s-a supărat acum cu risc la îmburliga. Bun, nu l-am îmburligat. Dar care e faza, mă? Băi, l-ai îmburligat și pe ăla. Unde? Că am mâncat eu nu știu ce. Păi nu, că aia n-a fost îmburligătura, aia a fost adevăr. Tu astăzi ai mâncat perișoare cu ciorbă, nu ciorbă de perișoare. Asta a fost adevăr. Bă, ți-a ține cont, mă, la ce mănânci, mă? Nu, frate, da. Băi, am avut, jur, 3 perișoare coate. 14 perișoare. Bă, tu ai băgat mâna în perișoarele, câte am avut? Bă, n-ai băgat mâna în ciorba aia? Bă, am avut, cum zice ăsta? Nu. Păi aveai perișoare mult. Oricum, vreți să vă zic ceva, eu n-am mai găsit perișoare, dar asta nu mă interesează, gen. Cine și-a ales? Și-a ales toată lumea cu perișoare. Le-am zis, bă, normal, mă, ce vezi, mă, să vă zic eu? E șmecherie, mă, ce vezi să vă zic? Ce e, mai, mă, păi, dar mă, certați pe șmecherie? Păi, ciorbă, boss. Tu de ce vorbești dacă nu l-a prins nimeni și și-a luat primul din aia, din oală? Mai fac și alea. Da, tu te superi pe chestia asta. Păi da, mă stezi din nu-i ca și cum mâncăm. În fine, nu mai contează, da. Scuză-mă pe mine că am deschis subiectul ăla cu perișoare. Și acum de ce pleci ca într-un film de la dramatic? Nu plec ca într-un film, e prea cald aici, așa am ilicul pe mine. Îți mulțumesc că ai grijă de mine și tu și băiatul acesta. Și ăla? Ăla te bagă în gură la lui. Dă glume și o ștel cred. Ăsta nu le face cu intenție, ascultă la mine și o să vezi tu. Cine? Da, ăsta, Silviu. Nu le face. Nu, e cam bleg. Da, nu le face intenție, l-am gândit și eu. Cred că nu-și dă seama. Eu l-am urmărit și l-am citit. Trebuie doar să te ferești un pic de el și gata. Da. Adică când vrei să faci vreo schemă, ceva și pe lângă tine, reține-te. Și o faci mai târziu dacă ești maker, înțelegi? Și dacă trebuie făcută doar atunci? Nu mai faci deloc. Vezi, și așa o faci ca să o zică mai departe. Ce schemă mai e, nu? Corect? Corect. Păi și atunci nu mai faci, o lași acolo. Că el nu-și dă seama, gen, înțelegi ideea? Nu că o le face din adins, că și lui ăsta nu cred că i-a zis din adins, dar i-a zis din glumă și i-a înghițit gluma, știi? Dar ce scheme? Adică ce scheme? Cum a fost cu perișoarele? Acest mister al perișoarelor trebuie elucidat în această după-amiază pentru că asta e, se cere o anchetă. Așadar, câte perișoare ai mâncat? Că înțeleg că le-ai mâncat pe toate. Așadar, doamnă, n-am de ce să-mi cer scuze, n-am de ce să... Cine vrea să mă trag la răspundere? Într-adevăr,
Eu sunt genul de om și mereu am fost de când m-a făcut mămica mea care e în care stânga mănâncă la... perișoare multe. Da, mereu mi-a dat să mănânc mult, sunt mănânc foarte mult, dar pe cuvânt, dacă nu, în momentul în care înainte să-mi pun eu în castron, am pus polonicul și am făcut un pic să văd câte perișoare sunt. Câte erau? Nu știu câte erau, dar nu erau foarte multe. Este important. Eu mi-am luat să știm din ce pornim. Eu patru perișoare mi-am luat, nu am mâncat mai mult. Dacă ar fi fost 12 perișoare, 4 din 12, e aproape 50%. E... Păi acum ce să fac dacă... Vă mulțumesc, vă mulțumim, doamnelor, dar era... Deci, cred că erau 10 litri de lichid. Fără perișoare. 15 perișoare. Mai foarte bune, într-adevăr, dar au sărit șacalii aceștia pe mine pentru că nu le-am lăsat eu perișoare, eu care n-am mâncat perișoare, credeți-mă. 4, cum nu le-ai mâncat? Păi și mi se par mult 4 perișoare. Păi domnului n-au mâncat nimic. Păi am mâncat perișoare. Fii atent, 4, 4 și nimic. Păi da, dar am luat după castronul și l-am băut. Pilaf. Deci pe lângă asta... La pilaf, într-adevăr, pilaf mi-am pus, recunosc. Pilaf mi-am pus. Acolo, da, eu am fost la pilaf, mi-am pus 3 porții. Dar 3 porții nu înseamnă... 3 porții înseamnă 3, 1, 2, 3, peste oră, 1, 2, 3, peste... Mult, da. Deci vreo 6 în tot. Am mâncat, asta e ce să fac acum? Dacă păi stătea acolo, păi stătea acolo, se uita prea frumos la mine, orezul ăla. O perișoară. Oh. Bine că ai prins o perișoară. Ai avut șansă. Asta vă zic sincer, am avut 5, dar nu zic la nimeni nimic. Nu, acum, jur, poate că mi se pare amuzant această discuție în timp ce stați acasă, mai ales dacă sunteți femei. Și mie mi s-ar fi părut până, mă rog, uite, citesc acum de curând o carte care se numește Mame pentru băieții noștri. Dom'le, și foarte interesantă cartea, m-a domirit un pic în ceea ce privește și creierul băieților, bărbaților, cum gândesc ei și asta cu totul până la mâncare. La bărbați totul până la mâncare. Dacă nu au mâncare suficientă, s-a terminat lumea. Deci s-a terminat lumea. Așadar, da, doamnelor, dacă le mai faceți acte de binefacere, da, cu perișoare, nu le mai dați ciorbă cu perișoare, ci perișoare cu ciorbă și, în general, lăsați ciorba perișoare să fie, da? Ce a zis Silviu. Da. Am adus vorba de ciorbă de perișoare, ci de perișoare cu ciorbă. Da, exact. Deci carne, multă, ca să se liniștească și ei și să nu mai fie scheme. Da, deci ce scheme era? Și în momentul de față mai avem supă în frigider, dar... Da, dar ce mă folosește, nu? Perișoare. Supă. Mm. Eu am zis, nici măcar n-am știut că este cu perișoare. Ai găsit. N-am văzut nimic. Da. Așa. Și cine vorbește în timp ce schimbă bateriile? Că vorbeați așa... Cine era? Despre cine era vorba? Cu toți am despre făcut prietenul meu. Despre Alexandru? Da, dar l-am... Care avem o înțelegere foarte bună și am spus-o ca la prietenul meu. Și nici despre domnul Silviu nu am vrut să sune așa. Că și el este prietenul meu. Dar a sunat. Adică tu uitasești că ești înregistrat, da, de cele 57 de domuri și... Nu a uitat. Nu. Cred că a uitat. Este băiat bun, dar mai agura pe dinainte. Băiat bun, dar cine vrei să te citezi acum? Cine scoate schemele la iveală. Unde aducei după dar întotdeauna, nu? Mhm. Uh-huh. Da. Dacă pui dar, știi că anulezi faza cu băiatul bun. Ok.